După ce anul trecut, Ministerul Sănătății a alocat 200 de milioane de lei pentru implementarea a 5 programe care asigură achiziția de medicamente, materiale sanitare necesare îngrijirii celor mai grave cazuri internate pe secția de ATI, punerea la dispoziția defibrilatoarelor implantabile intracardiace pentru salvarea pacienților cu tulburări cardiace de rit, finanțarea stenturilor pentru pacienții cu infarct miocardic acut tratați în urgență, finanțarea dispozitivelor medicale speciale de osteosinteză pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni Traumatice acute și a medicamentelor trombolitice necesare bolnavilor cu accident vascular cerebral acut, anul acesta se dezvoltă două mari programe naționale de chirurgie endovasculară și intervenții endoscopice digestive. Au fost inițiate la nivelul Ministerului Sănătății în decursul acestui an, în decursul anului 2015. Este vorba despre acțiunea prioritară pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și tot despre acțiunea prioritară pentru tratamentul endovascular a pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute. În cadrul celor două acțiuni prioritare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a fost desemnat ca utilizator de program. În cadrul criteriilor de eligibilitate va fi vorba despre tratamentul pacientului critic cu acțiuni vasculare periferice acute. Se pot efectua angiografii diagnostice periferice, angioplastii periferice cu balon, atât farmacologic activ cât și non-farmacologic activ, tromboliză arterială și trombectomie mecanică în cadrul ischemilor acute ale membrelor, angioplastii periferice cu stent, ce să vă mai zic, angiografie cerebrală și carotidiană, deci întreaga gamă de, de patologie vasculară periferică. După ce anul trecut, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a fost nominalizat în cadrul acțiunii prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute, program care are în subordine alte trei, unul de ortopedie, un altul de neurochirurgie și de chirurgie oromaxilofacială, dar unde SCJ-ul Târgu Mureș a fost nominalizat numai pentru subprogramul de ortopedie, în cursul zilei de 11 august, conducerea spitalului a primit o veste mai mult decât bună. Am primit vestea bună de la Minister că suntem nominalizați și pe cealaltă două sub programe restante, deci pentru tratamentul leziunilor, pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute, atât cei neurochirurgical cât și cei cu leziuni oromaților faciale. Cele cinci programe implementate anul trecut de către Ministerul Sănătății au dus la asigurarea asistenței medicale de urgență pentru peste 100.000 de pacienți critici și scăderea de la 13% la numai 5% a mortalității prin infarct miocardic acut.